Clopoțelul magic. Dragilor, așezați-vă comod, pentru că o să vă citesc legenda iepurașului de faște. Liniște. Cu mulți, foarte mulți ani în urmă, într-o voieniță, dintr-o frumoasă pădure, plină de animaluțe, a apărut o pasăre. Această pasăre era deosebit de frumoasă, cu penele în toate culorile curcoveului și cu triluri angelice, cum nu se auziseră mai frumoase. Glasul ei era atât de cristalin, încât până și vântul se oprea pentru a strânge minunatele triluri ca să le poarte mai apoi printre frunze și flori, prin toată pădurea, cât mai departe de lume. Ce frumos! Nimeni nu știa de unde a venit această pasăre și cât avea să rămână în acea păieniță. Însă toate animăluțele din pădure o iubeau, pentru că le încânta fiecare zi cu cântecele ei fermecătoare. Într-o zi, nimeni nu știe cum și când exact, animalele pădurii au găsit pasărea frumos colorată căzută lângă un bătrân copac, rănită, scoțând gemete de durere, gata să moară. Speriate că s-ar putea întâmpla ce era mai rău, toate animăluțele au dat foc la templul zeiței lunii, rugându-se ca aceasta să facă o minune și să salveze măiastra pasăre. Zeița a îngrijit pasărea cum s-a priceput ea mai bine. În fiecare zi îi scăla rănile și îi dădea să mănânce din mâncarea zeilor și minune. După un timp, pasărea a început să prindă puteri. Viața îi fusese salvată, însă nu mai putea să zboare, așa că o așteptau alte primejdii, animalele înfometate ale pădurii. Zeița și-a dat seama de acest lucru și a transformat pasărea în iepuroaică. Nu mai putea să zboare, în schimb, se putea salva alergând foarte, foarte repede. Iepuroaica și-a păstrat însă obiceiul de a face ouă și astfel, de atunci, în semn de mulțumire, în fiecare primăvară, iepurașul îi duce zeiței lunii un dar. Ouă, ouăle sale pe care le fixează în culorile curcuveului. Și pentru că iepurașul este o ființă iubitoare, s-a gândit să împartă frumoasele sale ouă și alte daruri celor necăjiți și copiilor care sunt cuminți și care fac fapte bune. Astfel, în fiecare an, iepurașul vine cu niște cadouri pentru copii și lasă ouăle pe masa de paște sau le ascunde în grădină printre flori. Te rog să dai pagina. Sigur, bine. Iepurașul anunță venirea vremurilor frumoase, calde și reînvierea naturii. Aduce noroc, bucurii, bogății și mesajul creștin al învierii lui Hristos. Sfârșit! Ce frumoasă a fost legenda! Așa este. Este o legendă tare drăguță din care putem trage foarte multe învățăminte. Dragilor, nu uitați să fiți mai buni și mai iertători. Contează! Și lumina să o aveți în suflete!